Ce simptome simte pacientul? Cum se manifestă această spondilită? În primul rând că vorbim de un pacient tânăr, pacient de sex bărbătesc cel mai adesea, care prezintă dureri în regiunea lombară, fese. Dat fiind că este un pacient bărbat tânăr, am putea să ne gândim că este o hernie de disc sau că este o discopatie lombară. Doar că sunt niște elemente ale durerilor care fac diferența. În sensul că durerile din spondilita anchilozantă au caracter nocturn și mai ales apar în a doua parte a nopții. Ele nu apar când pacientul își modifică poziția în pat, ci trezesc pacientul din somn. Este o mare, mare diferență. Durerile astea sunt undeva în regiunea feselor profunde și, iarăși ca o caracteristică a bolii, coboară în mod alternativ, când pe o fesă, când pe alta, uneori pe coapsă, fără însă a depăși regiunea genunchiului. Astea sunt elementele inițiale întâlnite la cei mai mulți dintre pacienți. Sigur că există și forme la care debutul poate fi diferit. Durerile astea sacrate sunt asociate, sunt însoțite de astenie fizică, deci stare de slăbiciune, de oboseală, uneori subfebrilități sau uneori febră, manifestări oculare. De exemplu, pacientul poate resimți senzație de nisip în ochi sau lăcrimează exagerat ochii, dar nimic nu este bătut în cuie, în afară, să zicem, de durerea din regiunea spatelui, spate jos către fese.